Yeah.
activităților extrașcolare ale Palatului Copiilor și Elevilor Adrian Băran pentru anul școlar 2019-2020. Ca în fiecare an, așa cum se observă, Palatul își deschide larg porțile către dumneavoastră, având o ofertă educațională bogată și diversificată, cu cercuri multiple, așa cum ați observat și dumneavoastră, în funcție de talentul și vocația fiecăruia dintre voi. Ne bucurăm și că în acest an peste 2500 de elevi urmează cursurile Palatului Adrian Băran și vă așteptăm un număr cât mai mare, pentru că poate nu știți, poate aflați acum, oferta s-a prelungit, iar perioada de înscriere va fi și săptămâna viitoare. De asemenea, ne bucurăm și de rezultatele obținute de copiii noștri care au obținut locuri fruntașe la concursurile locale, naționale, județene și, de ce nu, și internaționale. După cum ați observat, ați urmărit în deschidere corul Voces Primavera, profesor coordonator Denisa Sirinescu și Adrian Fieraru. Aș dori multe aplauze din partea dumneavoastră, pentru că a fost un moment deosebit. Acestea fiind spuse, invităm în fața dumneavoastră echipa de la Inspectoratul Școlar al județului Olt, condusă de domnul Inspector Școlar General Adrian Bărbulete, domnul Liviu Mitrău, Inspector Școlar General Adjunct, și doamna Luminița Floricel, Inspector de Activități Extracurriculare. Dragi copii, stimați părinți, ziua de 1 octombrie este o zi cu o importanță deosebită pentru activitatea extrașcolară la nivel național, deoarece în toate palatele și cluburile copiilor din țară, astăzi se deschid oficial cursurile. Suntem fericiți că avem posibilitatea să vă avem alături de noi, pe dumneavoastră copii, pe dumneavoastră părinți și bunici, alături de colegii mei minunați, și încercăm, prin activitățile noastre, să descoperim talentul și vocația copiilor dumneavoastră, Palatul Copiilor fiind un adevărat laborator unde se conturează și unde se desăvârșește personalitatea copiilor dumneavoastră. Noi vă mulțumim și, de asemenea, dați-mi voie să mulțumesc sprijinului pe care îl avem continuu și necondiționat din partea Inspectoratului Școlar, pentru că fără o susținere materială și logistică nu putem să ne desfășurăm activitatea, și dați-mi voie să mulțumesc echipei și personal de un inspector general pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Vă mulțumim! Bună ziua tuturor! Dragi elevi, stimați părinți, dragi colegi, ne aflăm astăzi la deschiderea unui nou an școlar, un an școlar care consider că va fi cu realizări și cu performanțe deosebite, așa cum ne-au obișnuit cadrele didactice de la Palatul Copiilor. Anul acesta am observat că avem un număr de 2439 de copii care vor desăvârși, așa cum spunea domnul director, performanța și calitățile. Mă bucur că puteți să vă desfășurați activitatea în acest palat minunat, palat care a fost realizat pe parcursul a câtorva ani, să știți, fiecare inspector școlar general care a fost întotdeauna și s-a plecat asupra acestui lăcaș, pentru că de aici se va naște viitorul. Copiii noștri înseamnă viitorul nostru și avem datoria morală și spirituală, dacă veți, să-i ducem acolo unde să zboare, acolo unde fiecare dintre ei își doresc. Vă mulțumesc, domnule director, vă urez succes, dragi copii, și vă felicit părinții, pe părinții felicit, pentru că au ales astfel de activități, fiecare copil având talentul său.
Mulțumesc pentru invitație încă o dată, domn director, și succes! Mulțumim, domnule inspector general, iar, dragi părinți, vă asigur că profesionalismul colegilor mei, expertiza în domeniul activităților extrașcolare, sprijiniți, bineînțeles, de dumneavoastră, vom reuși să șlefuim talentele acestor minunați copii și, de ce nu, așa cum de-a lungul anilor județul Olt a fost foarte bine reprezentat la concursurile naționale și cele internaționale, și cu copiii dumneavoastră să avem performanțe deosebite. Vă mulțumesc! Cuvintele frumoase, mulțumim pentru încrederea acordată și pentru sprijinul necondiționat. Mulțumim și reprezentanților media care de fiecare dată se află alături de noi la fiecare eveniment. Mulțumim! În continuare urmează un moment artistic oferit de trupa Domino, un moment de balet, profesor coordonator Ciobanu Elena Daniela.